Bună, sunt Daniel Vinca și e normal să vă spun salutare de la Hapul Zilei. Astăzi o să vorbim despre o parte a României primitive sau despre îmbulzeala la orice. A început un nou an și dacă ne uităm la televizor, dacă frunzărim ziarele sau ne plimbăm așa pe net, găsim și dăm o căutare cu îmbulzeală. O să vedeți că îmbulzeală la buletine, îmbulzeală la taxe și impozite, îmbulzeală la aghiazma de la Sfântul Ioan Botezătorul. Românii s-au învățat în ultimii ani să se îmbulzească la orice. Uneori este evident că e și vina celor care organizează diverse manifestări pentru că nu iau măsuri de securitate, de ordine, pentru că aceste fenomene, aceste îmbulzeli să nu degenereze, să nu se lase, Doamne ferește, cu victime. Dar pe de altă parte e și o problemă de mentalitate și chiar de educație. În ultimii 20 de ani, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de români au fost practic animalizați. Și-au pierdut locurile de muncă, au devenit șomeri, au fost învățați să stea cu mâna întinsă la pomană. Iar când pomana nu ajunge, instinctul de conservare, la fel ca în junglă, te face să te bați, să împingi, să te bagi acolo în mijlocul grămezii ca să prinzi și tu ceva. Cozile la produsele care nu ajungeau nu sunt noi în România. Pe timpul lui Ceaușescu era îmbulzeală la, și coadă la lapte, la butelii, la cartofi. Chiar țin minte, eram elev de liceu și la un magazin de legume fructe din Piatra Neamț a venit o mașină și a basculat afară, nu știu, 2-3 tone de cartofi. Iar oamenii ăia, care la rândul lor aveau acasă copii care trebuiau hrăniți, au tăbărât exact ca animalele, fiecare să apuce să-și umple un sac pe care îl plăteau. Asta era pe vremea cealaltă. În vremurile noi au venit ajutoarele din Occident și românii au învățat că pentru a prinde un pachet în care fie e ceva foarte important, fie e ceva deloc important, trebuie să te îmbulzești. Au venit după aceea diverse pomeni electorale, dar nu numai, sau prin primării, și la fel românii au fost educați că trebuie să dai din coate, să împingi, să calci în picioare eventual pe cel de lângă tine pentru a pune tu mâna pe un pui dat de pomană de cineva. Sunt șocante acele imagini care circulă pe net, cum undeva se dădeau niște ajutoare, se aruncau pui din mașină și oamenii se băteau pentru ei. Niște pui înghețați, cine știe cât ori fi fost de valabili ca termen de garanție. De ce ne îmbulzim în continuare noi românii? Pentru că ni s-a creat falsa educație în acești 23 de ani că dacă e pomană, trebuie să ne batem pentru ea, pentru a supraviețui. Iar vorba cuiva, dacă e pomană, mi se cuvine. Țin minte, asistam la împărțirea unor ajutoare într-o zonă semi-sinistrată, mai acum vreun an și ceva, în județul Neamț. Se dădea gen, nu știu, un pachet pentru o familie cu 4-5 membri, un pachet de alimente. Și la un moment dat, o femeie mică, dar foarte ațoasă, se îmbulzea în cei care ofereau acele pachete. Și cineva a întrebat-o, femeie, de ce te împingi? Păi, și avea un pachet în mână, că ai un pachet în mână. Păi mai vrea unul, păi e un pachet de familie. Dar eu am și pe mama acasă. Păi cât sunteți voi în familie? Păi sunt eu, soțul, un copil și mama. Păi sunteți 4, da. Păi un pachet este pentru 4-5 oameni, nu contează. Mama este o altă familie, e dreptul ei, îi se cuvine, deci trebuie să-mi mai dați, iar dacă nu îmi dați, eu mă împing și fac circ. De ce această mentalitate, de ce acest tip de acțiune efectiv primitiv? Pentru că, și aici ar trebui să răspundă mai bine politicienii, au ținut ca în ultimii 23 de ani să îndobitocească o parte a acestui popor, ca din 4 în 4 ani, oamenii ăștia, cu acest tip de reacții, să poată fi cumpărați ușor. Să poată fi cumpărați ușor cu acel kil de ulei sau de zahăr. Eu și Hapul Zilei suntem optimiști pentru că se mai schimbă generațiile, apar noi mentalități și așteptăm să nu mai asistăm la aceste tipuri de îmbulzeală date de sărăcie și de lipsa de educație, ci să fim martori, de ce nu, la alte avalanșe de prezență foarte activă. De ce, de exemplu, n-am putea asista la faptul că locatarii de la o scară de bloc se îmbulzesc care să curețe primii trotuarul sau scările de gheață? De ce nu am putea asista la
o îmbulzeală pozitivă când la o acțiune gen hai să împădurim România, hai să împădurim dealurile defrișate de alții, toată lumea să dea buluc pe principiul voluntariatului, să repunem fiecare dintre noi acolo un pământ, un mic copăcel care în timp să devină un copac mare. De ce nu am dat buzna să ajutăm diverse ONG-uri care, mă refer la ONG-urile serioase, nu la alea pline de golani și de infractori, deci să ajutăm aceste ONG-uri care nu de puține ori, inclusiv aici la TVM, au spus că în România, inclusiv în Neamț, voluntariatul nu este văzut și accesat de mulți dintre noi în zona în care ar trebui. Sunt ONG-uri care derulează proiecte, programe prin care acordă un minim sprijin unor bătrâni singuri la domiciliu. De ce nu am merge fiecare din noi o zi pe săptămână, o zi pe lună când avem timp, singuri sau împreună cu familia, să spunem, domnule, azi vreau eu să am grijă de o familie de bătrâni. Deci nu am merge, știu eu, undeva la țară unde sunt atâția bătrâni rămași singuri, să-i ajutăm să le ducem o găleată de apă sau să le tăiem un lemn, cum se spune la țară. Eu cred că aia ar fi o îmbulzeală pozitivă, iar îmbulzelele despre care vorbeam la începutul emisiunii și le mai numără o dată, hai să ne călcăm pe picioare acum la schimbarea de permis, că poi mâine o să fie mai scump, hai să ne călcăm pe picioare când se vând tigăi cu 10 lei mai ieftin, hai să ne călcăm pe picioare chiar dacă nu avem nevoie, ca noi niște băbuțe să cumpărăm mașini de găurit, hai să ne călcăm în picioare la împărțirea aghiazmei de Sfântul Ion, hai să ne călcăm pe picioare la moaștele Sfintei Paraschiva. Sper că aceste fenomene în timp să dispară, pentru că a venit momentul ca o nouă mentalitate, un nou tip de educație și de acțiune să ne guverneze. Dacă vrem să trăim mai bine, trebuie să gândim mai bine. Dacă gândim la metoda hai să ne bulucim unde e de pomană sau e mai ieftin, mai ieftin nu o să trăim mai bine, ci practic ne autocondamnăm și devenim părtași cu politicienii care au adus țara în halul ăsta, la trăi rău, la sta cu mâna întinsă și la aștepta o pomană pentru care trebuie să ne îmbulzim. De aici, de la Hapul Zilei, eu vă spun numai bine.